Salut, Sandrin, și vreau să mai fac un video acum despre lege și despre ce trebuie să facă un creștin legat de Vechiul Testament. Un creștin născut din nou, în nou legământ, în sângele lui Isus. Ce trebuie să facă el din lege, din Vechiul Testament. Pentru că, na, sunt tot felul de... Eu am văzut chiar și în bisericile creștine care cred în nașterea nouă că se infiltrează tot felul de legi din astea, din Vechiul Testament, care nu au nicio legătură cu nou legământ. Inclusiv, am video despre zeciuială, dar inclusiv zecioala în sine, iar e o chestie care vine din Vechiul Testament, care nu mai are nicio relevanță în Noul Testament. Și dacă nu înțelegem lucrurile astea, ne tot batem într-o parte și în alta și nu înțelegem exact care e scopul la Vechiul Testament și care e scopul la Noul Legământ și așa mai departe. Deci legea a fost dată la Moise pentru popor ca să arate oamenilor că sunt păcătoși. Deci asta e tot scopul legii. Legea înmulțește păcatul, cum zice Biblia. Că cu cât citești mai mult din lege, îți dai seama că cu atât mai tare nu ai șanse să o poți ține. Și care era promisiunea lui Dumnezeu în Vechiul Testament? Era că asta e legea ca omul să fie neprihănit și nimeni nu a putut să o țină. Deși zice și Noul Testament, zice că cine ține legea va trăi prin ea, arată clar că Dumnezeu a dat legea asta oamenilor, a dat legea asta poporului, a dat legea asta lui Israel ca ei să înțeleagă cum să trăiască, să nu fie pedepsiți de Dumnezeu și să aibă o viață bună pe pământ. Nu? Inclusiv Proverbele în sine, o carte care arată cum să trăiești cu înțelepciune și cum să trăiești cu frica de Dumnezeu ca lucrurile să-ți meargă bine în lumea asta de aici. Sunt mulți oameni din lume care nu îl vor pe Isus, nu îl vor pe Dumnezeu neapărat, dar trăiesc după principiile, să zic așa, din Vechiul Testament, din Proverbe și au o viață bună. Inclusiv evrei. Evrei ei în sine, care nu sunt mesianici, care nu cred în Yeshua, cum zic ei, da? Deci nu cred în Isus, trăiesc după Proverbe, după Vechiul Testament și de aia foarte mulți sunt așa bogați. Da, normal, nu ăsta e scopul creștinului sub Isus, să fie bogat și așa mai departe, dar ideea e că ei ori înțeles lucrurile astea și funcționează. Și normal, dacă le aplici, nu e rău să vrei să le aplici și să faci lucrurile bine și să faci lucrurile frumos și după voia lui Dumnezeu. Acum, care e problema? Problema e problema neprihănirii. În Vechiul Testament era dată legea și niciun om nu a putut să o țină. Și așa, niciun om nu a fost neprihănit înaintea lui Dumnezeu. În Vechiul Testament nimeni nu era neprihănit prin lege, ci toți erau prin credință. Pentru că odată ce credeau în Dumnezeu și credeau că asta e legea care trebuie oamenii să o țină, ei trebuia să meargă să aducă jertfă. Și asta era dovadă că ei credeau. Își dădeau seama că au nevoie de jertfă, au nevoie de iertarea lui Dumnezeu și atunci trebuia să aducă jertfele. Acum, ce e important să înțelegem e că legea, mai zis asta, e împărțită în trei feluri de legi. Sunt legile morale, legile de curăție, de conduită, de societate și sunt legile de preoție. Legile de preoție sunt împlinite toate în Hristos. El este marele preot acum care stă la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi prin sângele lui Isus. Suntem eliberați, suntem vindecați, suntem iertați, suntem salvați. Legământul lui de mare preot este acum în sângele lui. Înainte ei trebuia să, preoții trebuia să, leviții trebuia să tot aducă sângele țapilor și a vițeilor și așa mai departe și a oilor și a mieilor și a berbecilor ca să acopere păcatul lui Israel. Dar nu era șters păcatul, e diferență mare. Era acoperit păcatul ca Dumnezeu să nu se mai uite la păcatul lor, să poată să-i vadă și oamenii să poată să vină în prezența lui Dumnezeu. Dar nu era șters. Sângele lui Iisus șterge păcatele. Și o diferență mare între aspectele astea din Vechiul Testament și din Noul Testament. Din legământul în sângele lui Iisus. Și asta trebuie să înțelegem că de-aia în Ortodoxie și în Catolicism și în mai multe încă e păstrat sistemul ăsta. Preoți puși îmbrăcați în haine speciale și puși în poziții speciale și ei fac slujba
oamenilor la Dumnezeu, nu? De-aia merg și se spovedesc, merg și spun păcatele la un om și omul ăla după aia mijlocește la Dumnezeu. Și sistemul ăsta e clar, e desființat și arată clar, Biblia arată că este desființat complet. Trebuie să ne mărturisim păcatele unui altora, e complet altă discuție asta și nu are nicio legătură cu în sine mijlocirea care și cine stă între noi și Dumnezeu. Acum nu mai stă niciun om, cum stătea în Vechiul Testament, un preot om, ci stă omul Iisus Hristos, care este și Fiul lui Dumnezeu. Deci e diferență foarte mare și El mijlocește la Tatăl. Deci de-aia zic că sistemul ăsta vechi s-a terminat și lumea nu înțelege lucrurile astea și se rătăcește și... Na, în fine. Deci astea sunt legile preoțești care sunt încheiate și mai sunt legile de curăție. Gen... Să... și de chestii care sunt de sănătate și așa mai departe. Cum, de exemplu, de ce zicea Dumnezeu să nu mănânce anumite cărnuri sau anumite animale? Că m-am tot gândit și am tot studiat și am văzut că foarte multe din animalele care Dumnezeu le zice să, la poporul Israel să nu mănânce din ele, gen cum e porcul, cum e iepurele, cum e caracatița, zicem așa, sau racii, sau, nu știu, sigur, cred că și ăștia, parcă erau necurate. În fine, știu că m-am uitat la mai multe din astea și am văzut că lucru care era comun lor era că mâncau mizerii și de multe ori mâncau fecale. Inclusiv iepurii își mănâncă fecalele lor, na, porcii, iarăși, știe, porcii mănâncă orice le dai, inclusiv cadavre. Deci mănâncă tot ce le dai și caracatița, de exemplu, la fel, iară, mănâncă de pe fundul oceanelor tot felul de lucruri și așa mai departe. Deci trebuie să înțelegem că Dumnezeu ne-a dat lucrurile astea și le-a lăsat în Vechiul Testament ca oamenii să... poate să aducă o viață sănătoasă, pentru că nu erau atâta tehnologie și atâta lucruri sanitare cum sunt ziua de astăzi și mai departe. Și de aia Pavel spune în Noul Testament că tot ce e binecuvântat prin cuvânt este sfințit. Tot ce e binecuvântat este sfințit prin cuvânt. Și de aia trebuie să înțelegem că puterea cuvântului în numele lui Iisus Hristos putem să binecuvântăm orice și nu mai suntem limitați de legile astea din Vechiul Testament. Pentru că Iisus a spus clar, a spus ucenicilor să mergem și să propovăduim Evanghelia neamurilor. Și Pavel se luptă foarte, foarte mult în epistolele lui împotriva, și în Faptele Apostolilor chiar, trebuie să se luptă împotriva oamenilor care, evreilor care vor să bage neamurile sub lege, să le spună nu puteți fi mântuiți doar prin credința în Iisus Hristos, ci trebuie să țineți și legile din Vechiul Testament. Acum, aici e diferența care e foarte, foarte importantă. Tu poți să vrei să ții legi din Vechiul Testament, câte vrei. Poți să ți le iei pe toate dacă vrei. Da. Astea de conduită, de chestii, de mâncare, de curăție și așa mai departe. Și te ghidezi după ele. Dar nu astea te justifică și îți dau neprihănirea înaintea lui Dumnezeu. Tu poți să vrei să le ții. Nu am nicio problemă cu cine vrea să facă lucrul ăsta. Dar nu ai voie să spui nimănui că nu poate să fie neprihănit înaintea lui Dumnezeu și nu poate să capete iertarea înaintea lui Dumnezeu dacă nu le ține. La fel și cu tăierea împrejurilor și așa mai departe. Deci sunt lucruri care chiar dovedi științifică sănătoase și așa mai departe. Sunt lucruri care Dumnezeu știe bine de ce le-a lăsat, dar nu sunt necesare neprihănirii. Și nu ajută Duhului, nu ajută cu nimic. Sunt lucruri care strict pentru firea pământească, pentru trup, care te ajută pentru trup. Și dacă iar zic, dacă tu vrei să le ții și vrei să le faci, foarte bine. Dar nu avem voie să punem poveri peste oameni. Nu știu, am auzit un exemplu chiar și în bisericile astea care cred în nașterea nou, în apă și din Duh și așa mai departe. Zic că femeia după ce naște 40 de zile să nu vină la biserică. Și eram ok, de ce? Sunt lucruri care oamenii nu le înțeleg și trebuie să înțelegem de ce o zis Dumnezeu lucrul ăsta. Pentru că în templu, în curtea templului, singurul sânge care avea voie să fie prezent, să se scurgă, să cadă pe jos, să zic așa, era sângele jertfelor. Și, na, deci nu are rost să intrăm în mai multe detalii aici, că nu are rost acum, dar probabil că înțelegeți la ce mă refer. Deci trebuie să înțelegem că toate lucrurile din Vechiul Testament erau simbolice și trebuiau să fie ținute și trebuia să fie arătate în felul ăsta fără să facă compromisuri ca să arate clar simbolurile care urmează să fie împlinite în Isus, în nou legământ. Și
detalii și lucruri care Dumnezeu le-a lăsat și le-a pus peste oamenii din Vechiul Testament ca să arate profetic ce urmează să se întâmple. Tot Vechiul Testament este profetic, este viața lui Iisus Hristos arătată, ce urmează el să, ce o să urmeze el să facă. Inclu Moise, Avram, toți pe rând au niște caracteristici și viața lor este profetică la ce urmea Iisus să facă și ce urma el să fie. De-aia Iisus spune că eu sunt pâinea care, eu sunt pâinea vieții care vine din cer, referitor la mana care au mâncat-o ei Israel în pustiu și așa mai departe. Sunt tot felul de analogii din astea simbolice care e super fain, să, în special în cartea Evrei, pentru că e scrisă evreilor. Na, mulți zic că e de Pavel și limbajul arată clar, destul de clar că e de Pavel, sau cel puțin cineva care a stat foarte mult cu el, pentru că sunt foarte multe din limbajurile lui. Nu scrie clar că e Pavel acolo, dar e destul, eu zic că Pavel a scris și Evrei. Și arată clar că toate lucrurile din Vechiul Testament sunt o umbră a lucrurilor viitoare. Acum, iar la fel și sărbători, la fel și toate lucrurile astea. Am video despre sabat, dacă cumva nu l-ați văzut sau nu știu cine ajunge la video ăsta, să vedeți că e destul de clar în Noul Testament care este sabatul și cum trebuie să ținem sabatul. Și cine e sabatul? Iisus este sabatul nostru. Și când vrei să fii în sabatul lui Iisus? Trebuie să fii în fiecare zi. Asta înseamnă să fii sub legământul lui Iisus, să fii non-stop în El, să fii în El. Să fii, dacă ești în El, El e odihna ta. Odihna de la munca care o faci tu ca să-ți câștigi neprihănirea. El e odihna ta, El e neprihănirea ta prin sângele Lui, prin jertfa Lui. Și niște lucruri care sunt, eu zic eu că sunt destul de importante să le înțelegem ca să nu mai, na, iară, cum zice și Pavel, cine vrea să țină o zi specială pentru Dumnezeu, pentru Dumnezeu o ține. Cine vrea să le țină pe toate la fel, iară, pentru Dumnezeu le ține. Deci aici ține foarte mult de dorințele noastre personale de face. Nu trebuie să facem doctrinele și nu trebuie să punem peste oameni un jug care nici măcar evreii nu au putut să-l ducă și nici măcar ei nu au putut să fie mântuiți în felul ăsta. Toți au fost mântuiți prin credință. Inclusiv în Vechiul Testament oamenii au fost mântuiți prin credință. Avram l-a crezut pe Dumnezeu și Dumnezeu i-a socotit asta ca neprihănire. Deci tot prin credință a fost și el. Și zice în Iacov, mi se pare, e acolo o listă. Și în Evrei, iar o listă de oameni care arată, Dumnezeu arată, ne vrea să ne arate că tot prin credință au fost mântuiți și tot prin credință au fost plăcuți Dumnezeu, nu prin fapte. Faptele sunt confirmarea faptului că noi am crezut pe Dumnezeu. Nu știu, să dau un exemplu așa absurd. Dacă vezi că afară se norează și asculți vremea, zic așa, și vezi o să plouă la ora 4 și tu pleci la ora 10 de acasă, zicem la 10 amiază pleci de acasă, la 10 dimineața pleci de acasă și știi că pe la 4 o să plouă. Tu crezi ce spune vremea, să zic așa, că o să plouă în viitor, să zic așa. Nu? Și atunci îți iei o umbrelă după tine ca să nu te plouă când ieși de la lucru. Da? Deci am dat un exemplu ca să înțelegem exact ce vreau să înțelegem exact ce vreau să zic. În sensul că faptele noastre arată ce credem noi cu adevărat? Deci dacă noi credem că oamenii merg în iad fără Hristos, atunci o să, din dragoste, o să vrem să le spunem la oameni. Dar dacă tu nu, tu crezi că Dumnezeu trebuie să facă tot și tu nu trebuie să faci nimic, atunci faptul că nu faci nimica pentru Dumnezeu, pentru Evanghelie, nu te rogi pentru oameni, nu mijlocești, nu ai povara asta așa în inima ta să-ți dai seama, mă, hai de mine, trebuie făcut ceva. Asta arată clar că ceva bubă tu ai acolo la cap și nu crezi cum trebuie. E clar, deci pentru mine e destul de clar că cineva care nu face nimic pentru Dumnezeu înseamnă că nu crede cu adevărat că iadul chiar, oamenii merg chiar în iad cu adevărat, fără Hristos. Adică, nu știu, mi se pare că n-ai cum să fii în dragoste dacă nu vrei să faci chestia asta. Eu nu fac lege acum din asta, dar e super logic și super simplu și super clar. Dacă nu-ți vine să faci nimic pentru oamenii care merg în ea, în jurul tău și nu-ți vine să... Ama nu trebuie să mergi să urli la toată lumea că trebuie să înveți să crești și așa mai departe. Înțeleg și eu cum e cu frica de oameni să vorbești și așa mai departe și eu m-am luptat cu lucrurile astea și o trebuie să învăț să trec peste ele. Și în continuare trebuie să învăț să trec peste ele. Dar dacă crezi că ești liniștit și tot timpul te gândești numai la mântuirea ta și ești ok că te duci duminica la biserică și Dumnezeu e împăcat cu tine,
Na, eu nu zic că suntem mântuiți prin fapte, în niciun caz, dar faptele arată ce crezi. Și dacă tu crezi că poți să nu faci nimic pentru Dumnezeu toată viața și Dumnezeu o să fie super mulțumit cu tine, am făcut așa, mă, probabil o să zic oamenii că fac 666. În fine, dacă tu crezi că Dumnezeu o să fie mulțumit cu tine, că tu zici că eu sunt mântuit toată ziua și numai la mântuirea ta te gândești și la creșterea ta și mai departe, nu o să... Eu nu cred că o să fie bine. Cine vrea să creadă altceva n-are decât să îmi arate de aici. Că spune clar Biblia că celui care i s-a încredințat un talan și l-a îngropat, a fost tăiat în bucăți. A fost aruncat afară. A fost soarta lui, a fost soarta celui necredincios. Așa spune în Biblie. Soarta celui care nu a fost găsit credincios în lucrurile încredințate de către Dumnezeu, cine nu face nimic pentru Evanghelie, așa spune Biblia, spune că soarta lui este soarta celui necredincios. Pentru că faptele lui arată că el de fapt nu crede în Dumnezeu. Și sunt mulți care o să audă în zilele din urmă de la Iisus, o să audă: depărtați-vă de mine, că niciodată nu v-am cunoscut. Și totuși ei zice că au făcut fapte. Aici e vorba de păcat. Iar dacă tu crezi că Dumnezeu este sfânt, viața ta o să vrea să arate lucrul ăsta. Tu o să vrei să trăiești în sfințenie. Nu o să fii haru, haru, haru. Da? Pentru că aici vorbim de lege și vorbim de faptul că suntem liberi de lege. Suntem liberi de lege și trebuie să o ținem din inimă. Dar nu poți să zici toată ziua haru, haru, haru lui Dumnezeu și să crezi că o să fie bine. Trebuie să trăim în sfințenie. Da? Asta așa, o mică paranteză. Probabil că e necesar spus acum că vreau să zic clar că nu trebuie să ținem legea, dar nici să nu sărim în partea aia altă. Și atunci vreau să păstrez așa o linie pe mijloc frumos. Calea îngustă și Isus e calea și trebuie să rămânem pe calea îngustă. Deci, Isus spune clar că El este împlinirea legii. Și unde vreau să citesc, e în Matei 5, cu 17. Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Eu am venit nu să stric, ci să împlinesc. Trebuie să înțelegem ce înseamnă cuvântul ăsta, împlinesc. Nu știu, faci o casă, să zic așa, și când ai pus acoperișul, ai împlinit-o. La asta se referă. Ai terminat-o. Ai finalizat-o. Și asta a venit Iisus să facă. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu vor trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Deci trebuie să se întâmple toate lucrurile din Vechiul Testament, din Vechiul Legământ, din lege, în Iisus. Și el asta spune aici. Spune că Vechiul Testament, legea se va împlini în el. El a venit ca să o împlinească. Așa că oricine va strica una dintre cele mai mici din aceste porunci și va învăța pe oameni, va fi chemat cel mai mic în împărăția celor, dar oricine va păzi și va învăța pe alții să le păzească, va fi chemat mare în împărăția celor. Căci vă spun că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția celor. Care era neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, care noi trebuie să o întrecem? Simplu. Este neprihănirea dată de lege. Adică nimeni nu poate să fie mântuit prin lege, ci prin credință. Și fariseii țineau legea așa, făceau literă de lege și țineau așa orbește, încât treceau peste dragoste, treceau peste lucrurile esențiale, că de-aia Iisus le spune: voi țineți legea, dar totuși o călcați, că tăiați împrejurul în ziua de sabat. Și atunci se calcă legea, pentru că nu înțelegeau legea, nu înțelegeau care era scopul ei. Și mai zice, care din voi, dacă îi cade bou în ziua sabatului într-o gaură, într-o râpă, nu îl scoate, chiar dacă e ziua sabatului. Și arată clar că evreii nu au înțeles că trebuie să vină din inimă. De-aia zice și în Ezechiel, zice că vă voi da o inimă nouă, o inimă de carne, și el ne va pune legea pe inimile noastre. Ce înseamnă aia? Înseamnă că Duhul Sfânt, când vine și te naște din nou și îți cere iertare pentru păcate și zici că vrei să-L urmezi pe Dumnezeu în Isus, prin Isus, Dumnezeu îți dă o inimă nouă în care pur și simplu legea lui Dumnezeu este acolo scrisă. Conștiința ta știe ce e bine și ce e rău.
Normal că trebuie să citim, deci nu zic că nu trebuie să citim, pentru că, na, mai arătată, e Biblia mea e subliniată și subliniată și recitită și recitită și pe telefon și pe tabletă și pe unde am apucat și pe calculator, fac studii și așa mai departe și îmi place și trebuie să ne adâncim privirile în Scripturi ca să înțelegem voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită și așa mai departe, să ne înnoim în Duhul minții noastre. Deci trebuie să căutăm lucrurile astea, trebuie să înțelegem că inima noastră, în inima noastră Dumnezeu a pus legea și știm. Orice om știe că nu-i bine să omoare, dar totuși o face. Pentru că se împietrește inima și nu vrea să asculte Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu îl lasă. Dumnezeu nu forțează pe nimeni, ci pur și simplu ne dă posibilitatea și ne dă ocazia să alegem, să-l ascultăm pe el. Și cine îl ascultă pe el, Dumnezeu îl primește. Deci asta e lucru care trebuie să-l înțelegem, pentru că și Pavel vorbește foarte mult, în special în Galateni. Deci cine are acum așa probleme un pic și nu prea înțelege exact cu legea cum e, să citească Galateni. Și acolo arată clar Pavel cum creștinii din Galatea au început bine și cineva i-o mințit. Pentru că ei au început prin har și după aia au vrut să fie neprihăniți prin lege. Au început să taie împrejur, au început să țină lege, au început să țină sărbători, au început să țină tot felul de alte chestii. Și cel puțin în Romani, Pavel e destul de clar și spune clar de tot. Zice că căci Hristos este sfârșitul legii. Pentru că oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea. Deci despre asta e vorba. Asta e toată povestea Bibliei. Asta e toată povestea Vechiului Testament. Asta e toată. Cum urma Dumnezeu să aducă neprihănirea oamenilor? Asta e povestea din Vechiul Testament. Și în Noul Testament ne arată Dumnezeu cum a făcut asta. Cum s-a întâmplat asta. Prin Iisus Hristos, asta Evanghelile, arată ce s-a întâmplat. Și după aia în epistole e explicat. Asta a făcut Iisus pentru noi și asta trebuie să facem acum. Pentru că de aia în Galateni Pavel nu le mai zice să țină legea, le zice să trăiască după Duhul, pentru că le zice faptele firii pământești și faptele Duhului, roadele Duhului. Și acolo, în faptele firii pământești, el acum, să zicem, dă niște legi, dar e legea morală din Vechiul Testament, care sunt curvie, ucidere, hoție și așa mai departe. Pe rând, acolo sunt toate enumerate, puteți să le citiți și așa mai departe, nu are rost acum să intrăm în ele. Dar trebuie să înțelegem că trebuie să vină din inimă, trebuie să vină dorința noastră de a-L urma pe Dumnezeu. Și dacă ne dorim din inimă să-L urmăm pe Dumnezeu, suntem liberi de lege și nu trebuie să o ținem. Și oricum, nimeni nu poate să fie mântuit prin lege, prin Vechiul Testament. Iar zic, nu zic nimeni să nu țină sau că dacă ții rău sau așa mai departe, anumite legi sau sărbători sau nu știu ce. Eu personal nu țin nicio sărbătoare. Absolut niciuna. Mai, deci nu vorbesc de Crăciun și de astea seculare, că nici n-are rost să mai intrăm acum în păgânitatea, în originea păgână a sărbătorilor astea. Da, și în Paște sunt tot felul de lucruri introduse care nu au nicio legătură și așa mai departe. Și, na, care e până la urmă sărbătoarea Paștilor? Ieșirea din exod, ieșirea din captivitatea păcatului. Deci asta e sărbătoarea, sărbătorește ieșirea din captivitatea păcatului. Cine a făcut asta pentru noi? Iisus a făcut asta pentru noi în momentul în care ne dă în viața Lui. Am ieșit practic din captivitate. Din captivitatea păcatului. Nu mai suntem robe ai păcatului, ci suntem robe ai neprihănirii. Asta prin un roman mi se pare că e. Roman 6. Deci trebuie să înțelegem că acum nu mai suntem robe ai păcatului, ci în fiecare zi suntem robe ai neprihănirii. Și practic, jertfa noastră a fost acum 2000 de ani, Paștele nostru a fost acum 2000 de ani și sărbătorim prin cine? Sărbătorim prin sângele și trupul lui Iisus care le-a dat pentru noi. Și de fiecare dată când facem asta, practic noi ne amintim de jertfa care a făcut-o Hristos. Că așa zice, faceți asta spre pomenirea mea, spre amintirea jertfei care a făcut-o El pentru noi. Ama, iară zic, nu zic că e rău să ai o zi în care o să ții chestia asta, să ții tu Paștele, așa cum era ținut în Vechiul Testament. Numai trebuie să înțelegem scopul și trebuie să înțelegem cum trebuie să ținem, adică ce trebuie să facem. Nu trebuie să mâncăm miel, nu trebuie să mâncăm neapărat. Am iar zic, dacă cineva vrea să facă lucrurile astea, na, nu zic că e rău, doar că trebuie să nu ne punem mintea să ne pierdem în lucrurile astea și să uităm esența. Iisus Hristos, nădejdea slavei, acum în noi. Asta e esența Noului Testament și
Și de azi zic, nu e rău să ținem lucruri din Vechiul Testament și mie îmi place foarte mult când caut lucruri din Vechiul Testament și le găsesc și văd pe la evrei mesianici care s-au întors la Dumnezeu, s-au întors la Iisus, cred în El că El e jertfa și mai departe și ei explică niște lucruri care neamurile nu au cum să le știe. De-aia spune Pavel că evreii au întâietate. Nu din cauza că sunt mai speciale în sensul de separați, pentru că în Hristos nu mai este iudeu și nu mai este grec, adică neamuri. Nu mai sunt iudei și neamuri. Nu mai sunt. Toți suntem la fel. Nu mai e nimeni mai special înainte la Dumnezeu în Hristos. Evreii doar aveau scripturile, aveau promisiunile, aveau legămintele și ei trebuia să evangelizeze practic toate neamurile. Asta era scopul lor și de aia zice că au întâietate, pentru că dacă un evreu crede, are îndrăzneală mai mare, pentru că el știe, e mult mai ușor, are tot trecutul în spate bine stabilit, să zic așa. Și zic asta din cauza că am auzit chiar, na, evrei, am auzit că, bine, nu toți, deci puțin, am auzit, fac chestii personal numai pe unul, am auzit și chiar în România și... Da, în fine, nu știu, Dumnezeu să aibă milă că a început bine, dar cred că acum e pe rătăcire. Au zis că evrei și așa mai departe și că de fapt noi nu înțelegem și că de fapt trebuie să ținem legea, dar n-am înțeles noi exact cum să nu o ținem și așa mai departe și încerca să bage neamurile în românii și așa mai departe, încerca să îi bage sub condamnare și sub frică și era păcat grav ce făcea, numai... Iar de aia zic, Dumnezeu să aibă milă și să te facă să crezi că trebuie să ții legea și trebuie să ții Vechiul Testament și că nu ai cum să fii pe planul Dumnezeu dacă nu te faci evreu, așa. Nu direct, dar indirect, ținând legea. Și sunt mulți care fac chestia asta și sunt mulți care probabil nu știu că fac chestia asta, dar sunt unii care sigur știu că fac chestia asta, pentru că Pavel e foarte dur și aspru când zice schilodească-se odată cei care vă tulbură. Și la ăștia se referă. Care vin și întorc lucrurile în așa fel încât oamenii să iasă de sub har. Pentru că Biblia spune clar, dacă vrei să fii nesocotit prin lege, te-ai despărțit de Hristos. Și e destul de periculos să vrem să intrăm iară sub lege și să ne despărțim de Hristos. Atunci nu mai rămâne nicio jertfă pentru noi, pentru că nu avem cum. Pentru că Dumnezeu a fost profetic totul. Iisus a murit la 33 de ani și 40 de ani după au fost, iară 40 de ani, la pustiu, Dumnezeu a lăsat șansă evreilor să vină la Iisus. Și n-au vrut și atunci Dumnezeu prin anul 73, nu știu sigur exact, dar între 70 și 76, ceva de genul, după Hristos, deci iară, distanță de 40 de ani, romanii au venit și au nimicit Ierusalimul și au distrus templul. A fost semn profetic de la Dumnezeu că legământul vechi s-a terminat. Deci au fost 40 de ani iarăși și tot poporul Israel a fost risipit prin Europa, în special în Imperiul Roman și a fost terminat vechiul sistem, vechiul legământ. Nimeni nu mai putea să mai fie justificat pentru că jertfele nu mai puteau fi aduse. Și Dumnezeu a arătat clar, s-a terminat cu vechiul legământ. Ci doar noul legământ acum este valabil în Iisus Hristos. Nu mai avem cum să mai fim justificați înaintea Dumnezeu, să fim în păcat, să fim nepricăniți, să fim în păcat cu Dumnezeu decât prin sângele lui Iisus. Punct. Atâta. Nu mai are ce să mai... Pentru că zice clar în Romani 8, acum dar nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Legea din Vechiul Testament era legea păcatului și a morții, pentru că legea îți arată păcatul. Legea îți arată faptul că tu ai foarte mult păcat înaintea Dumnezeu și trebuie să te pocăiești. De-aia e foarte important să înțelegem lucrul ăsta, pentru că nu avem cum să fim neprihăniți prin lege, pentru că asta ne arată păcatul. Din contră, dacă ne băgăm sub lege, ne băgăm iară sub condamnare, ne băgăm iară sub Vechiul Testament și nu avem cum să mai avem relație cu Dumnezeu. Și sunt foarte mulți creștini care, acum probabil se începe să trezească lumea tot mai mult, dar legalismul are o voce destul de mare, zic așa, în continuare. Și lumea, deci, chestia e că, într-un fel,
te duce către frica lui Dumnezeu asta și te gândești, bă, vreau să fac ce bine înainte lui Dumnezeu, numai că nu ai cum să înțelegi dragostea lui Dumnezeu atunci. Și intri tot, te bați tot sub lege și tot lege, lege, lege și nu faia, nu faia, nu faia, nu faia. Normal că trebuie să trăim în Sfințenie. Iar am respecific și reamintesc, trebuie să trăim în Sfințenie, dar altfel e modul în care trebuie să o căutăm, trebuie să o căutăm din inimă și din interior și să lăsăm Duhul Sfânt să trăiască în neprihănire, încă să ne ajute să trăim în neprihănirea în care trebuie să trăim, pentru că nu avem cum în puterea noastră, în puterea minții, pentru că firea pământească nu poate să fie supusă în Dumnezeu și de aia trebuie să supunem firea pământească prin reînnoirea minții, să o supunem Duhului, să nu mai dorim să gândim în firea pământească, ci să avem mintea lui Hristos, să de aici să acționăm și să învățăm să facem asta. Și e un proces care trebuie să-l învățăm. Și da, normal, cu cât te porți tu mai aspru cu tine și te disciplinezi și te pui mai tare la muncă, să zic așa, cu atât o să faci mai repede lucrul ăsta și mintea o să înceapă să piardă tot mai mult și Duhul o să trăiască tot mai mult. Și o să fie super. Da, eu încurajez mult asta, să ne dorim să trecem repede, să creștem cât mai repede ca să putem să fim eficienți. Pentru că odată ce înțelegem neprihănirea noastră, atunci putem să facem treaba pentru Dumnezeu. Și de aia trebuie să ne stabilim și trebuie să ne clădim bine pe fundație, să stăm bine înfipți în Harul lui Hristos și în mântuirea care e dată prin El. Ca în momentul ăla să putem să facem treabă pentru Dumnezeu. Și așa mai departe. În 1 Timotei, Pavel iară spune, în 1 Timotei 1 cu 1, zice că noi știm că legea nu este făcută pentru cel neprihănit, ci pentru cei fără de lege și nesupuși pentru cei nelegiuiți și păcătoși. Dacă ești în Hristos, nu mai ești păcătos. Nu există două căi. Nu există trei căi, doar două căi. Ori păcătos, ori sfânt. Dacă ești în Hristos, ești sfânt. Trebuie să înveți să umbli în ceea ce ești acum, în identitatea în care ești acum. Odată ce ești născut din nou și ești predat lui Iisus, trebuie să înveți să umbli acolo. Nu mai ești păcătos, nu poți să zici, îți iertat Dumnezeu, da, milă, jertfă, da, sunt păcătos. Nu există niciun așa ceva în Biblie, e o contradicție, trăiești în două lumi, încă trăiești în condamnare și de fapt tu vrei să fii născut din nou. Acum, normal, îi har pentru asta, nu zic că nu este har de la Dumnezeu ca să învățăm să trăim în asta și așa mai departe, dar e o dublă identitate în care trăim și atunci avem două minți care se luptă în capul nostru și suntem și păcătoși și suntem și iertați și nu avem cum să fim stabili și să înțelegem și să avem liniște și să avem pace și să fim, a, da, gata. Treaba mea, să zic așa, s-a terminat. O făcut-o Iisus înaintea lui Dumnezeu și atunci am îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu și stau înaintea lui în picioare. Și pot să îi cer orice și în credință pentru că știu că primesc. Și așa mai departe. Sunt mai multe locuri în care vorbește despre asta. Deci, sper că am transmis mesajul cât se poate de clar, să înțelegem că nu-i rău să vrem să ținem lucruri din Vechiul Testament, să zic așa, sau să vrem să le ținem noi, dar trebuie să le ținem noi pentru noi, să zic așa. Adică nu trebuie să punem poveri peste alții în plus față de ce a spus Isus să facem. Să ne iubim unii pe alții așa cum ne-a iubit El pe noi. E porunca nouă a lui Isus. Asta e porunca. Asta e legea, zic așa, după care trebuie să trăim. Asta e legea lui Hristos. Că spune Biblia în mai multe locuri, spune Pavel în mai multe locuri, legea lui Hristos, asta este. Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Asta era sumarul la Vechiul Testament. Asta era sumarul la Vechiul Testament. Și Iisus vine și spune, vă dau o nouă poruncă, să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu pe voi. În porunca asta îi tot. Pentru că dacă tu iubești cum a iubit Isus, atunci o să vrei, o să trebuiască să trăiești ca Isus, ca să poți face asta. Și asta înseamnă să-L urmezi pe Hristos, asta înseamnă să fii ucenicul lui, să trăiești ca El și atunci o să poți să iubești ca El pe oameni. Normal, Isus ce-a făcut? Isus a iubit pe Dumnezeu din toată inima lui și din tot cugetul lui, din toată mintea lui și din toată puterea lui și din tot duhul lui și așa mai departe. Și pe oameni, la fel, i-a iubit până la moarte, până la cruce. Deci asta trebuie să înțelegem. Trebuie să ghidajul nostru este Isus Hristos. Nu este Vechiul Testament. Deși e super și îmi place și trebuie să-l citim ca să înțelegem
imaginea de ansamblu și istoria și de ce ar trebui să se întâmple anumite lucruri și mai departe. Și e fain și e bine și trebuie să citim. Deci nu zic că trebuie să nu mai citim Vechiul Testament. Trebuie să începem Noul Testament, să înțelegem cine suntem, ce trebuie să facem și mai departe. Și după aia să stăm cu Duhul Sfânt și să ne arate. Și mi-e momente când pur și simplu simt că în Noul Testament parcă nu intră nimic așa. Parcă le știam cumva și nu... Și simt că trebuie să mă duc în Vechiul Testament și îmi dă Dumnezeu niște revelații de pe acolo și zic, uau, ce fain, uau, și... Na, în fine, asta ține de relația personală fiecare cu Dumnezeu, cum face, nu știu, nu fac doctrină pe viața mea. Trăim după legea lui Hristos și să rămânem în Hristos. Fiți binecuvântați!